Bună seara, bine ai venit la Sports Business Academy. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Ce părere ai despre SBA? Sports Business Academy este un proiect care, cred eu, a apărut la momentul potrivit. Poate dacă se întâmpla acum 3 ani, piața n-ar fi fost pregătită și studenții n-ar fi fost atât de interesați. Și cu siguranță nu s-a întâmplat prea târziu, căci, vedem, sunt foarte mulți oameni aici. Recomandă-ne, te rog, celui mai bun prieten. Prietenii mei nu sunt neapărat în industria sportivă, dar le-aș recomanda să vină aici, să ia parte la cel puțin 2 cursuri ale voastre, astfel încât să înțeleagă mai bine industria sportivă și cum ne influențează ea calitatea vieții. Cum îți mobilizezi echipa de organizare a cross-ului? E un aspect foarte important pentru noi. Suntem o echipă relativ mică și aș putea spune constantă în ultimii 3 ani de produse, evenimente și mai ales de Color Run. Trebuie să recunosc că avem și noi momente mai puțin pozitive de-a lungul organizării acestor evenimente, dar cea mai bună metodă de a ne motiva pe noi înșine este să citim feedback-ul participanților. Pentru că descoperim acolo o plăcere pură și un bine pe care noi îl facem și pe care de multe ori îl uităm și cumva ne bucurăm de el doar câteva zile, săptămâni și e foarte plăcut să te uiți în urmă să vezi impactul evenimentelor asupra oamenilor. Care a fost cel mai greu moment din cariera ta, dar cel mai frumos? Cel mai greu lucru cred că a fost înaintea primului eveniment, când cu aproximativ o săptămână înainte de eveniment nu aveam pudră colorată. Existau niște întârzieri în procesul de vămuire al pudrei și aveam probleme în vamă și noi trebuia să avem un eveniment cu 3500 de oameni, dar nu aveam pudra în timp util. Și cred că ăsta a fost cel mai dificil. Dar, bineînțeles, am rezolvat-o. Evenimentul a avut loc, am avut pudră în timp util și totul a fost ok. Dar a fost dificil. Iar cel mai frumos moment, cred că a fost atunci când am văzut-o pe doamna respectivă, 85 de ani, cel mai vârstnic participant la un eveniment de Color Run și cumva mi-am dat seama cum aș vrea să arăt eu la 85 de ani, îmbrăcat în echipament sportiv și fiind la un eveniment. Care este motivația ta în momentele grele? Cum te montezi? Motivația mea, la fel ca motivația colegilor mei, vine din impactul evenimentelor în viața oamenilor și trebuie să recunosc că cel puțin o dată pe lună iau întrebările și răspunsurile lor și le recitesc astfel încât să-mi dau seama cât de fericiți suntem să putem face evenimente pentru ei. Mulțumim pentru timpul acordat! Mulțumesc și eu pentru invitație și ne vedem săptămâna viitoare, de data asta în public!